În sudul județului, pe câmpuri, e forfotă mare. Fermierii care au pariat pe cultura de floarea soarelui adună mai devreme recolta. Sunt aproximativ 80.000 de hectare cultivate, iar până la această dată s-au treierat 7.000. Cât despre producție, acestea sunt mult sub așteptări. De săptămâna trecută, din datele colectate de la fermieri, vă putem spune că din 79.500 de hectare cultivate cu floarea soarelui, la momentul respectiv avem 7.000 de hectare recoltate până la acest moment. Din datele colectate de la fermieri, vă putem spune că producțiile sunt mai slabe anul acesta și că înregistrează undeva în intervalul 1.800-2.500 de kilograme la hectar. Prețul de achiziție, din spusele fermierilor, este undeva între 1,6 și 1,8 lei pe kilogram. De asemenea, lipsa precipitațiilor a grăbit coacerea porumbului și cel mai probabil, în câteva zile, fermierii vor începe recoltatul la această cultură, spun specialiștii din agricultură.